άλλο θα ήθελα να δείξω μόνο εσείς πίτσι. Και αφού am ținut să fiu prezent la această dezbatere, pentru că este, cred eu, important pentru județul Argeș, ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. A fost lansat proiectul de regionalizare și se lucrează la acest proiect, dar logica lui este deja stabilită. Deja cele două mari partide de PDL și PSD s-au înțeles pe această problemă și se pare că ea se va produce. Ce ne interesează pe noi este poziția județului. Cum se va produce regionalizarea? Se va produce, cred, în proporție de 80% astăzi, că pe regiunile, pe euroregiuni. Noi suntem prinși în regiunea 3 sud-Muntenia, împreună cu Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călăraș, Giurgiu și Teroma. 8 județe. Ce presupune lucrul ăsta? Presupune desfințarea județului ca structură administrativă. Pentru că județul Argeș se desfințează. Și cu această ocazie nu mai avem Consiliul Județean, deci am scăpat o problemă toți. Nu vor fi alegeri la Consiliul Județean Argeș, vor fi alegeri la regiune. Două lucruri sunt importante în această discuție. Unde este capitala regiunii? Foarte greu să fie la Pitești. Da, s-a venit să vă anunț și să, știu, să ne luăm un termen de gândire, să medităm pe această problemă. Și cine va fi cel care conduce regiunea?